Am aici foarte multe declarații. Apropo de ruși, deja. Da, Ciucă, asta cum o cheamă, Turcan, Raluca Turcan, ăla de la Iași, am uitat cum îl cheamă. Alexandru Moraru. Moraru. Toți sunt cu ruși în gură. Și da. Mai mult decât atât, dar acuzațiile sunt la modul ăsta, că Ciolacu vrea să aducă ruși în Parlamentul României. Presă, da, am vorbit. Care... Lasă-mă să spun ce ți-am zis la telefon. Da. Mie mi-a plăcut foarte mult filmul ăsta cu Schwarzenegger, cum îi zice, în care vine ăla din viitor, mai ales... Da, da, nu, vine din viitor, da, și vrea să schimbe. Modifică prezentul ca să modifice viitor. Niciodată n-am înțeles. Bun, deci hai să luăm raționament. Ați înțeles, tocmai a spus, da. Păi nu, raționamentul ca să vezi cât de idiotă e această... Nu, cât de lipsită de simț critic este societatea românească, de niște bandiți își pot permite să afirme la verificare critică. Deci îi spun așa. Suntem, mai avem aproape o lună, da? Da. Îi spun așa. Marcel Ciolacu, care e și el competitor, o fi el premier, dar nu e dictator, da? Marcel Ciolacu manevrează în așa fel încât în turul 2 să intre Simion. Bun, manevrează. Păi de unde știi că va intra? Am dat un exemplu, da? Da. Ei sunt siguri că va intra Simion în turul 2, da? Discutând mai restul că am trăit atâtea prezidențiale, am văzut. Știu eu ce dracu. Cine și imagina 2014 că va câștiga ăsta? Dar, că nu e așa. Că se ia 10-15 voturi la fiecare. Nu, nu, aia, nu, aia... Că așa, așa intră în turul 2, că îl bagă tot ăștia la PSD pe apă. Păi nu, dar problema este că cel care a afirmat el trebuia chemat la parchet, deoarece asta e influența votului. Eu spun, da. Eu spun cum ăsta, da? Că va, așa, și că acest lucru, altă, prima propoziție idiotă. A doua propoziție, acest lucru, Marcel Ciolacu îl face la influența lui Crebengiu. Ar putea să facă și singur, ești de acord? Da, de ce trebuie să vină Crebengiu, da, care nu mai e activ de nu știu când? Intrând în turul 2, intrând în turul 2 Simion, la parlamentare, el, partidul lui, câștigă un scor mare. De unde știu eu că va câștiga? Cu acest scor mare, Marcel Ciolacu face guvern cu AUR. De unde știe că face guvern? Eu nu cred că va face Ciolacu în viața lui cu AUR, că știm cum e. Și în consecință, nu, și AUR înseamnă ruși. Nu înseamnă nimic. Avem noi vreo dovadă. Deci vine raționamentul. Ai înțeles ăla de logică clasică, de anul întâi. Deci, Marcel Ciolacu aduce rușii în România. Și asta o spune unul Ciucă, atenție, da, care este șeful partidului care e de guvernare. Da. De guvernare și sunt într-o coaliție și mai mult decât atât au schimbat împreună funcția de apin... rotativa, nu, este funcția de prim-ministru. Marx a zis rău. Știu, mi se pare dincolo de orice. Merită poporul român. Ce zice aici? A, merită, da. Și zice așa. Domnul Ciolacu se jură că nu va sta la masă cu George Simion. De ce se jure? Nici nu va fi nevoie, zice Ciucă. Pentru că îi va lua masa cu totul. Adică chiar pe parlamentarii pe care i-a plasat pe listele AUR. Ce parlamentari a plasat pe listele AUR? Nici o probă. Rezultatul pentru România ar fi mult mai mult decât dezastros. Prin ajutorul oferit lui George Simion și partidului său. Dom'le, ce ajutor îi ofer? Da? Păi nu, că să vă întoarceți la Schwarzenegger ăla, că am văzut că o susține pe Harris, să spuneți ideea până la capăt, da? Păi cum? Așa, prin ajutorul oferit de lui George Simion și partidului său, care va fi avantajat la alegerile parlamentare dacă intră în turul al doilea, da, mișcarea anti-europeană, da, va fi validată și întărită, da, la un nivel la care nu a mai fost niciodată în țara, da, noastră. E Luciucă, i-a scris cineva textul și el nu știe să citească. Da. Nu știe ce citește, nici nu știe să citească. Nu știe, da. În 1989, fondatorul lor suna la Moscova să ceară ajutor. Cum? E adevărat, și bine. Bineînțeles că nu era adevărat. În 2009, candidatul lor mergea la Moscova să ceară sprijin. Nu e adevărat, eu mici nu s-a dus să ceară sprijin. Acum vor să aducă Moscova în Parlament. Haide, serios acum. Scris, hai să mergem acasă. Ăla e scris de Rareș Bogdan. Textul ăsta, partea asta. A, da? Asta este o metaforă. E legat de tot.
Acesta este modul de a face politică al PSD neschimbat de 34 de ani. Dom'le, sunt cu ăștia de 3 ani în coaliție, în guvernare, conduc, pe rând au condus prin rotativa aia. Guvernul României ăsta face mișto de noi? Nu, el e un prost, iertați-mă, un prost politician. Nu face nimic. Pentru că toată această campanie crește aur. Adică, mare suntem, gândeam de gata. Există în România o mare tendință în acest război pentru pace cu ruși. Există, că om, el le ajută. Deci aur săracul nu face nimic, îmi dat unul de ea citește. Nu, dar mai e ceva, că toate acuzațiile astea vin pe fondul faptului că ăștia, Simion e din ce în ce mai european partidul, adică că Șoșoacă era cu toate aberațiile alea, cu toate. Dar ați mai auzit pe Simion să zică sau cineva? No, din nou, și asta mi se pare, cred că pe asta a scris-o Rareș Bogdan. Ia zi. Degeaba te duci să mănânci la McDonald's dacă tot matrioșca aduci la masă și câțiva cartofi prăjiți pentru Hrebenciuc. Asta nu, este nu, serios, dați-o un nom. Asta e gaze, rare și mai prost cu scrisul, da, el hai, e serios. Zi. Și aici, uite, bun, și ce vrea să zici cu Schwarzenegger? Că ăla venea, venea în prezent pentru ca să... Pentru că ei vorbesc, mai ales tu că vorbesc încă o dată. Orice om normal, dar ei nu sunt normal, că sunt politicieni, orice om normal spune, bă, mai e o lună, nu știu. Da. Adică să crezi că Marcel Ciolacu, nici Napoleon, nici Cezar, nici Petru cel Mare, nimeni nu a putut modifica atât de tare realitatea. Adică, nu, poate Marcel Ciolacu să facă toate combinațiile astea. Rezultă că... Este un fel de factotum, el rezolvă, aranjează peste voturi. O lună. Da. Zi. Ministrul Culturii Raluca Turcan susține că există influență rusească în echipele partidelor extremiste, iar acestea îl susțin acum pe președintele AUR, George Simion. Noi suntem sub un atac, cel puțin din perspectiva informațiilor, da? Din partea Rusiei. Da? Care sunt informațiile? Chiar să zic și eu, care? Care nu mai e un secret teoretic pentru nimeni în momentul de față. Doamne, ferește! Dar uite, zice aici, e foarte bună, foarte bun e Ponta, care a avut de-a face cu ăștia. Zice așa, ce blestem pe țara asta? Nu reușim să scăpăm de dresorii de foci, de netrebnici ăștia care inventează mereu pericole. Doar ca să ne fure și să ne vândă pentru niște funcții și avantaje meschine. Aceleași minciuni idiote și aceiași impostori care din 2004 ne-au obligat să stăm cu Băsescu și Iohannis. Exact ca hoții din autobuz care strigă ei cel mai tare. Ca să nu vezi când îți fură portofelul. Așa e, exact asta e. În 20 de ani au furat alegeri cu votul din diaspora și ne-au îndatorat cu 150 de miliarde de euro, în timpul ăsta urlau că fură PSD alegerile și sunt cu Rusia. Așa vor să facă și acum. Și zice aici pe bună dreptate, România este în NATO și nu e de aproape 20 de ani. Da? Guvernul României a fost cel mai mare susținător al Moldovei și al Ucrainei. Chiar nemulțumind unii români în acest fel. Cine naiba fură alegerile? Ministrul de Interne, care e la PNL, Ministrul de Justiție, care e la PNL, Ministrul de Externe, care e tot la PNL, cine ne duce în Rusia? Șoșoacă pe care CCR nu a lăsat să candideze și au plâns și și-au rupt hainele de pe ei, Ciucă și Lasconi, că uite ce a pățit săraca Diana. Da, în loc să vorbim de se fură alegerile, PSD cu Rusia.